Știre electorală de promovare. Am spus că pentru mine și echipa de la Consiliul Județean Hunedoara sunt prioritare investițiile în sănătate, educație și infrastructură și vom continua pe această linie, spunea Laurențiu Nistor, președinte în exercițiu din 2020 și candidat în 2024 la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Hunedoara din partea PSD, cu ocazia inaugurării noi unități de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva. Am dorit să văd cum se desfășoară actul medical într-un spațiu complet nou, dotat la cele mai înalte standarde în domeniu. Consiliul Județean Hunedoara a derulat un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin care unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva a fost extinsă cu un corp nou de clădire pe două niveluri și care împreună cu spațiul vechi însumează 1400 de metri pătrați. În urma realizării acestei investiții majore, urgența din Deva a fost considerată de către conducerea ADR Vest un exemplu de bune practici la nivelul regiunii Vest. Spitalul Județean de Urgență Deva a fost dotat și cu un angiograf vârf de gamă la nivel mondial, un echipament funcțional care a început să fie utilizat cu succes din luna octombrie 2023. Din păcate, în spațiul public, în timpul acestei campanii electorale, unii dintre contracandidații mei și susținătorilor au rostogolit o serie de informații neadevărate care au creat confuzie în rândul oamenilor. Au dezinformat atunci când au susținut că angiograful nu funcționează de 3 ani. Nimic mai fals. Angiograful a fost adus abia în toamna anului 2022. Au susținut că pacienții trebuie să plătească procedurile și acesta este un mare neadevăr. Nu mă așteptam de la oameni de talia dumnealor să spună asemenea aberații. Pacienții asigurați, internați în secția de cardiologie, care au indicație de efectuarea unor investigații coronariene, nu plătesc nimic. Toate costurile cu angiograful sunt suportate de spital și banii se decontează pe caz rezolvat de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Mai sunt anumite costuri legate de plata echipei medicale care vine de la Timișoara, dar și acestea sunt suportate din bugetul spitalului, nici de cum de către pacienți. Îmi doresc să se încheie odată cu aceste dezinformări care creează panică și nu aduc nimic constructiv, precizează Laurențiu Nistor. În prezent, Spitalul Județean de Urgență Deva se mândrește cu una dintre cele mai moderne secții de cardiologie din zona de vest a țării, precum și cu un laborator de radiologie și imagistică medicală modernizat cu fonduri europene nerambursabile. Sănătatea cetățenilor, investițiile în infrastructura sanitară și extinderea gamei de servicii medicale către populație reprezintă prioritatea mea încă de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean în anul 2020, subliniază Laurențiu Nistor, candidat PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara.